toți împreună putem să îl binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl, pe Domnul Iisus și Duhul Sfânt. Amin. 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 Dumnezeu să fie binecuvântat, El care în această dimineață ne-a ajutat, ne-a binecuvântat și prin harul dăruit El, prin ajutorul Său, am ajuns și suntem în această dimineață în casa Domnului în Borșa. Mulțumim Domnului pentru aceasta și ne rugăm și cu primele cuvinte ne dorim ca Dumnezeu să fie Cel care să-și facă prezența în locul acesta și să binecuvânteze prezența noastră în locul acesta. Vă spunem un bun venit și zicem ca Domnul să lucreze El în continuare cu ajutorul lui Dumnezeu în această dimineață. În localitatea Borșa, în Biserica Pentecostală din Borșa, avem invitați ai casei Domnului pentru slujire. Le spunem un bun venit în această zi. Avem grupul de frați de la Glod, Domnul să-i binecuvânteze. Amin. Mulțumim Domnului pentru ei, mulțumim Domnului pentru faptul că au acceptat invitația pe care le-am făcut-o să fie împreună cu noi. Ne rugăm și credem că Dumnezeu îi va binecuvânta, le va da har și în slujirea lor Dumnezeu își va arăta slava și va proslăvi numele lor acesta. Vă zicem un bun venit, Domnul să vă binecuvânteze. Amin. De asemenea, mulțumim lui Dumnezeu în această dimineață și pentru fratele pastor Simeon Bubar, care a sosit și este în mijlocul nostru, care va vesti cuvântul Evangheliei. Îi spunem un bun venit, Domnul să-l binecuvânteze. Amin. La vremea cuvenită ne vom ruga și vom cere ca Dumnezeu să își facă simțită prezența prin mesajul Evangheliei. Amin? Amin. Am vrea să intrăm în timpul de rugăciune în această dimineață și așa cum suntem, ne ridicăm în picioare și am vrea să cerem ajutorul, să cerem binecuvântarea lui Dumnezeu pentru timpul de rugăciune. Ne rugăm cu toții împreună. În urmă, fratele Petru de la Glod o să continue să se roage și să ceară binecuvântarea Domnului. Amin. Amin. Să reocupăm locurile. Am vrea să laudăm pe Domnul. Tații de la Glod să plăcească o cântare. Vom cânta împreună cu ei. Spre slava Domnului, în timpul acestei cântări. O să rog pe fratele Ionuț, diaconul bisericii din Glod, să vină în față și va avea un îndemn pentru următoarea rugăciune pe care trebuie să o facem în casa asta.
mulțumim Domnului care ne-a ajutat și în această dimineață, pe fiecare dintre noi, să fim în locul acesta, unde să lăudăm numele Domnului și unde să ne închinăm înaintea Lui. Pentru prima dată mă aflu în localitatea dumneavoastră și împreună cu tinerii de la GLOD dorim ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare. Amin. În această dimineață aș vrea să ne rugăm, suntem la un timp de rugăciune și m-am gândit la un motiv de rugăciune de care fiecare dintre noi avem nevoie. Asta și m-am gândit de-a lungul vremurilor. Oamenii au avut nevoie de înțelepciune. Privind în Cuvântul lui Dumnezeu, privim un împărat care a stat în fața poporului și în fața lui Dumnezeu. Și s-a văzut de putincios și slab, printre altele. Și a cerut lui Dumnezeu înțelepciune. Ca să poată să conducă poporul pe care era în fața lui. Ne aducem aminte de Solomon, care a avut această cerere înainte lui Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu l-a întrebat ce vrei să-ți dau, el a răspuns că vrea înțelepciune și pricepere. În Iacob, cuvântul lui Dumnezeu ne îndeamnă și spune, dacă vreunea dintre voi îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă și fără mustrare, și ea îi va fi dată, dar s-o ceară cu credință, fără să se îndoaie deloc, pentru că cine se îndoiește, seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încolo și încoace. Încoace și încolo. Am stat și m-am gândit din Cuvântul lui Dumnezeu și din ceea ce spune Iacob. Atunci când stăm înaintea lui Dumnezeu, primul lucru este că trebuie să vedem această nevoie în viața noastră. Dacă vreunea dintre voi îi lipsește înțelepciunea. Primul lucru, atunci când venim înaintea lui Dumnezeu, trebuie să vedem ne lipsește sau nu ne lipsește. Și în această dimineață, privind la viața noastră, la sufletul nostru, să ne punem această întrebare. Oare ne lipsește înțelepciunea? Eu cred că fiecare dintre noi avem nevoie de înțelepciune. Avem nevoie de înțelepciune în alegerile pe care le facem în viață. Tinerii au nevoie de înțelepciune și în această perioadă a vieții în care foarte multe decizii trebuie să le luăm pentru viața noastră. Spunea cineva referitor la acest lucru, referitor în special la tineri, ei au de luat decizii foarte multe într-un moment din viață în care au foarte puțină înțelepciune. Și mă rog ca Dumnezeu în această dimineață să ne conștientizeze pe fiecare dintre noi că avem nevoie de înțelepciune. Și fiecare dintre noi avem nevoie de înțelepciune. Dacă vreunia dintre voi îi lipsește înțelepciunea, primul lucru, trebuie să identificăm acest lucru în viața noastră. Ne lipsește sau nu? Dumnezeu să ne binecuvânteze. Al doilea lucru care îl spune Cuvântul lui Dumnezeu este că trebuie să cerem. Trebuie să cerem înțelepciune. Să o cerem de la Dumnezeu. În lumea de astăzi, oamenii se cred înțelepți. Se cred singuri înțelepți. Și dacă ai spune cuiva, ai nevoie de înțelepciune, imediat poate ți-ar răspunde și ți-ar spune ce mie tu îmi spui. Eu nu știu, eu le știu pe toate. Și un lucru important în fața lui Dumnezeu este ca în cererile noastre să venim cu smerenie. Și să recunoaștem acest lucru în viața noastră și să-L cerem de la Dumnezeu înțelepciunea. Un lucru important pe care Cuvântul lui Dumnezeu îl cere, a celor care cer înțelepciunea și cei care vor să dobândească înțelepciunea, în Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Psalmul 111, frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Pe lângă faptul că trebuie să vedem această nevoie în viața noastră, trebuie să cerem, să cerem cu credință, trebuie să dezvoltăm această frică de Domnul în inimile noastre. Și acei oameni care se tem de Domnul, atunci când vor cere înțelepciune, eu cred că Dumnezeu va fi acela care le va da. Și mă gândesc în încheiere la cuvântul pe care îl spune împăratul Solomon în Proverbe, capitolul 3, unde îl îndeamnă și spune
Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te vizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările. Nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va aduce sănătate trupului tău și răcorire oaselor tale. Niște beneficii pe care ți le oferă atunci când te încrezi în Dumnezeu, atunci când dezvolți teama de Dumnezeu și Dumnezeu îți dă înțelepciune. Căile tale, deciziile tale, cărările tale vor fi netezite, vor fi spre, se vor îndrepta, aș putea spune, spre locul, spre direcția pe care o vrea Dumnezeu pentru viața ta. Am vrea să ne ridicăm în picioare și să facem această rugăciune. Amin. Și o să ne aducă un îndemn din partea lui Dumnezeu pentru rugăciunea următoare din această zi. Cântăm cântarea 522 de dragoste și milare în nevoie și ce frământ. Nu uita de
Amin. În dimineața aceasta, ajutorul Domnului, suntem adunați în numele Domnului și știm de Cuvântul lui Dumnezeu, Domnul Iisus spune, orice veți cere numele meu, eu vă voi da. Doresc ca rugăciunile acestea să le facem în numele Domnului. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Amin. Și gândurile noastre, privirile noastre să nu fie îndreptate în altă parte decât spre Dumnezeu. Spune Cuvântul Domnului, când îți întrebi privirile spre El, te luminezi de bucurie. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Avem nevoie de bucurie. În dimineața aceasta suntem la un timp de rugăciune, la un timp de părtășie, unde suntem de vorbă cu Dumnezeu. Eu cred că sunt clipe de bucurie și ar trebui să fie clipe de bucurie pentru noi, pentru că stăm înaintea Domnului și aici este un loc unde putem cu toți împreună să ne bucurăm de prezența lui Dumnezeu. Dorim cu toți împreună să-L binecuvântăm pe Dumnezeu. A spune poate cum putem noi la rugăciune, dar prin rugăciunile noastre, prin mulțumirile noastre pe care trebuie să le aducem lui Dumnezeu, trebuie să-L binecuvântăm, slăbit să fie numele lui Dumnezeu. Amin. Avea câteva cuvinte așa. Vorbesc din Psalmul 34, un psalm pe care îl știm, îl cunoaște, un psalm pe care spune aici psalmistul și el începe în felul următor, voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme, Dumnezeu să ne ajute. Iată că avem nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu în orice vreme. Mai mult la orice unde. Aici este locul unde trebuie să-L binecuvântăm pe Dumnezeu. Aici este locul unde trebuie să ne predăm înaintea lui Dumnezeu. Este locul unde să de vorbă cu El. Unde sufletele noastre trebuie să simtă prezența lui Dumnezeu. Slăbit să fie Domnul. Amin. Spune aici psalmistul să mi se laude sufletul în Domnul. Dumnezeu să ne ajute. Dumnezeu să binecuvânteze prezența noastră aici și sufletele noastre, cu adevărat, să simtă că îl laudă pe Dumnezeu. Numai dacă simțim prezența Lui, numai dacă simțim Duhul lui Dumnezeu, numai dacă sunt de vorbă cu Dumnezeu, în felul acesta putem să simțim și lauda pe care trebuie să o ducem lui Dumnezeu și bucuria întâlnirii noastre cu Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute și El să ne binecuvânteze. Și dacă citim în continuare în psalmul acesta, vedem ce trebuie să facem atunci când stăm în prezența lui Dumnezeu. Spuneți în continuare, spune psalmistul, înălțați pe Domnul împreună cu mine să lăudăm cu toți ce numele Lui. Domnul să ne ajute la aceasta și El să ne binecuvânteze. Doresc că Dumnezeu să ne dea la toți un duh de rugăciune. Să putem să ne rugăm înaintea lui. Avem atâtea cauze pe care trebuie să le aducem înaintea lui Dumnezeu. Avem atâtea motive pentru care trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Și să știți că dacă suntem aici în dimineața aceasta, dacă Dumnezeu a hotărât să fim aici, dacă pașii noștri, Dumnezeu i-a întărit, și am putut să pășim în locul acesta unde se chemat numele Domnului. Dacă putem să vedem și putem să vorbim și putem să auzim, dacă putem să ne bucurăm de prezența lui Dumnezeu, acestea sunt motive pentru care trebuie să lăudăm pe Domnul și să-i binecuvântăm numele Lui cel Mare. Slăviți să fie Domnul! Amin. Aș vrea să ne ridicăm în picioare câteva cuvinte, aș vrea să ajutăm tot din psalmul acesta 34, după care ne vom pleca cu toți pe genunchi și vom aduce din nou lui Dumnezeu jertfă de mulțumire, rodul buzelor noastre. Iată, aș vrea să ajutăm câteva cuvinte din psalmul acesta, din psalmul 34, începând cu versetul 7, să vedeți ce spune aici cuvântul Domnului. Ascultăm cuvântul lui Dumnezeu. Îngerul Domnului tătăbărăște în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejde. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El. Temeți-vă de Domnul, voi sfinții Lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de ei. El. Ne plecăm înaintea Domnului și acum a spus cu noi împreună ne rugăm lui Dumnezeu. După această cântare, fratele Gavrilă, fratele conducător al bisericii din Borșov, avea un îndemn pentru cea de-a treia rugăciune pe care vă facem această dimineață. Amin. Amin. Amin.
mulțumim Domnului pentru că în dimineața zilei acesteia Dumnezeul frate n-a așa fel să fim mai mulți din mai multe localități în locul acesta adunați în numele Domnului Iisus. Nu suntem adunați în numele unui om, ci în numele celui ce și-a dat viața pentru noi pe Golgota, binecuvântat să fie numele. Amin. Și dacă El și-a dat viața, știm că El e singurul mijlocitor între Tatăl și noi de pe pământ. Domnul să ne binecuvânteze. Amin. Vine Apostolul Ioan în epistola sa, capitolul 2, versetul 1, ce copilașilor, vă scriu să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus cel neprenit. E bine că El mai mijlocește pentru noi, dar vine Apostolul Pavel însuflat de Duhul Dumnezeu în Roman 6, versetul 1 și zice să păcătuim mereu ca să se mulțească harul, zice nici știe cum. Deci Domnul să ne binecuvânteze să fim vegheatori. E adevărat că vrăjmașul se luptă, o îndrăznit să apropie de Fiul lui Dumnezeu și arată și cu veacului de pământe, pe care eu cred că ne-l arată și nouă, dar ni se cere să fim foarte atenți și vegheatori și să stăm smerit la picioarele Domnului, așa cum s-o citit în Psalmul 34, versetul 7, că Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejdie. Deci, dacă cineva se teme de Dumnezeu, să abate de la rău. Domnul să ne binecuvânteze să fim pocăiți nu numai când suntem în locul acesta, ci să dovedim când ieșim de aici că suntem urmași ai Domnului. Binecuvântați să-i fie numele. Amin. Că mulți nu citesc Sfintele Scripturi, ci citesc pe spatele nostru. Domnul să ne ajute ca să răspândim lumina Lui când ieșim de aici. Domnul să ne întărească și Domnul să ne dea putere fiecăruia dintre noi ca să-L putem urma așa cum El ne cere după cuvântul Său. Domnul să ne binecuvânteze. În epistola către epistola lui Petru, în capitolul 3, arată cuvântul Domnului din care vreau să citesc din cartea întâia la rugăciunea aceasta, zic ca Domnul să ne binecuvânteze. Ridicați pe picioare. Vrem să dăm întâietate cuvântului Dumnezeu și în cartea 1, capitolul 3, de la versetul 10, se pune o întrebare, zice așa, căci cine iubește viața și vrea să vadă zile bune? Căci cine iubește viața și vrea să vadă zile bune? Este cineva care nu iubește viața? Am văzut oameni pe la spitale în cărucioare, oameni bătrâni cu baston și căuta să-și facă investigații, ar vrea să iei tratament, să scape de boli. Sunt, deci, oameni în vârstă și totuși ar vrea să mai trăiască. E adevărat că viața noastră, așa cum arată cuvântul Domnului, e ascunsă în Hristos, cu Hristos în Dumnezeu, Domnul să ne binecuvânteze. El e Cel ce ne poate binecuvânta și cu sănătate, dar dacă ne-a binecuvântat Dumnezeu cu sănătate atât pe tânăr și care-s mai în vârstă, să-i mulțumim Lui. Iar chiar dacă îngăduie să trecem prin diferite încercări, să-L chemăm, să-L chemăm în ajutor, El e acela ce ne ascultă, dar e adevărat și noi dacă ascultăm de El, Domnul să ne binecuvânteze. De aceea, în rugăciunea aceasta, ne vor ruga pentru cei ce îți bolnavi. Sunt atâția care trec prin diferite încercări. Alții la perfuzie, alții pe masa de operații și trimit bilete. Fraților, vă rog să vă rugați pentru mine. Altul
pentru fratele meu, altul pentru sora mea, altul pentru tatăl meu, pentru mama mea. Deci sunt atâția care apelează la frați și la surori să-i susțină rugăciunii ca să intervină Dumnezeu în necazuri. De aceea au zis Domnul Iisus, în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți că eu am biruit lumea. Să îndrăznim cu credință la El și El ne poate ajuta, binecuvântat să-i fie numele. Amin. În continuare arată aici cuvântul Domnului prin Petru. Dar la noi în biserică sunt mai mulți care sunt bolnavi și aș vrea să afișez, deci, frații și surorile care sunt bolnavi, care trec prin diferite încercări și ar fi bine să-i susținem rugăciunii ca Dumnezeu să se îndure. Că cine iubește viața și vrea să vadă zile bune, să-și înfrâneze limba de la rău și buzele de la cuvinte înșelătoare, să se depărteze de rău și să facă binele, să caute pacea și să urmărească, căci ochii Domnului sunt peste cei nepreniți și urechile Lui iau aminte la rugăciunile lor, dar fața Domnului este împotriva celor ce fac răul. Și cine vă va face rău dacă sunteți plini de râvnă pentru bine? Chiar dacă aveți de suferit pentru neprienire, ferice de voi, n-aveți nicio teamă de ei și nu vă tulburați, ci sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn. Fiți totdeauna gata să răspundeți oricui vă cere socoteală de nădejdea care este în voi, dar cu blândeță și teamă, având un cuget curat pentru ca cei ce bârfesc purtarea voastră bună în Hristos să rămână de rușine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. Căci este mai bine, dacă așa este voia lui Dumnezeu, să suferiți pentru că faceți binele decât pentru că faceți rău. Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit, pentru cei nelegiuiți, ca să ne ducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în duh. Deci Domnul să ne binecuvânteze pe fiecare și mergem cu toți și facem o rugăciune pentru cei bolnavi. Dacă mai au frații, surorile pe care va ca să-i aducă înaintea Domnului, e bine să-i aducă pe nume. Și ne vom ruga înaintea Domnului. Vedem că și soția lui Ieroboam, când i s-a îmbolnăvit copilul, nu sta nepăsătoare. S-a dus înaintea Domnului și a vrut să vadă ce va fi cu copilul ei. Și știți ce a făcut? Și-a schimbat hainele, fraților. Când venim înaintea Domnului, să nu venim cu prepăcătorie. Să mergem și să zici, Doamne, ăsta-ți, nu saltul. Că deși Domnul ne cunoaște. Știți că când o mor la proroc, soția lui Ieroboam, deși proroc era bătrân, nu putea să vadă, dar când a intrat soția lui Ieroboam pe ușă, zice, intră soția lui Ieroboam, de ce te dai dreptatea? Deci, înaintea Domnului nu ne putem preface, fraților, că El ne cunoaște pe fiecare. De aceea e bine să fim sinceri față de El și să venim cu recunoștință înaintea Lui. Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Amin. Vă continua să mulțumesc Domnului pentru timpul de părtășie la rugăciune în această zi, după care cu toți împreună vom rosti rugăciunea Tatăl nostru. Nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi, și ne iartă nouă greșoarele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce în cale de ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin. Frații din Roșavar, vă lăuda de Domnul cu cântare, în timpul acestei cântări,
Se va face și colecta duminicală, după care vom continua cu următoarele anunțuri. Thank you.
casa Domnului. Aici Domnul e prezent, aici Domnul ascultă rugăciuni. Dar totuși, atunci de ce mai sunt atâtea locuri goale între noi, dacă e așa de bine? Mă gândesc și eu și cu siguranță vă gândiți și dumneavoastră că ne-ar place tuturor ca la dreapta noastră să fie cineva drag, la stânga noastră să fie cineva drag. Dar dacă Domnul a îngăduit să fim noi în casa noastră, cu siguranță va îngădui să fie și cei dragi ai noștri. Mă întreb nedumerit adesea de ce oare? Sunt multe lucruri goale la noi în adunare. De mult nu erau bănci, balcon nu era sus, mulțimea se îmbolzea să-L vadă pe Iisus. Cale de zile întregi, din alte părți veneau și pot să vă asigur, mașină nu aveau. Dar ei știau un lucru, din orice parte ești, când Domnul e prezent, n-ai voie să lipsești. Ba, mi-aduc aminte, așa de mulți erau, încât stăteau afară, căci nu mai încăpeau. Dar câțiva doreau nespus să ajungă la Iisus. Au spart acoperișul și au intrat pe sus. Noi avem chiar două uși, dar oare ce folos? Prea puține trec pragul să-L vadă pe Hristos. Dacă ți se pare greu să treci pragul Domnului, cum crezi că vei încăpea sus pe ușa raiului? Poate alții zic că e mult prea dimineață să vii la Cel care ți-a pus în trup viață. Dar l-ați auzit pe Petru zicând nemulțumit, cum te mă trimiți, căci de-abia m-am trezit? Când stai duminica acasă, crezi că te odihnești? Amarnic te înșeli, căci din greu dudești. De fiecare dată când stai nepăsător, mai faci o cărămidă pentru faraon? Găsim scuze ușor și credem că am scăpat, dar Domnul sus notează, absent nemotivat. Iisus este pe drum și noi nu știm când vine. Cum te-ai simțit în ceruri ar merge fără tine? De mult creștinii ne așteptau cu ramuri de nimic, dar noi ce stăm acasă, noi nu-i dăm nimic. E trist să vezi cum unii ratează întâlnirea cu Cel ce pe o cruce i-a dat lor mântuirea. Poate clepsitra vieții puțin nisip mai are. Trezește-te, creștine, și vină în adunare. Amin. Amin.
prieten drag, oriunde ai fi în lume, tot ce scriu azi, aici, acum, e numai pentru tine. Prin ce treci tu, trecut au mulți, cunosc a ta durere. Tu crezi că toți te-au părăsit și nu mai ai putere. Nu te mai caută nimeni, nici prietenii, nici frații. Te întrebi ades cu ce ai greșit, te pierzi descurajat și te afunzi în meditări, în gânduri ancestrale. Nu ai speranță să privești, cărările sunt goale. Chiar și pădurea a muțit, văzând a ta durere. Și timpul parcă-i mai grăbit, dar totul e o părere. Prieten drag, tu ai uitat să-ți mai ridici privirea. Te uiți doar jos, descurajat, vezi doar nenorocirea. Vezi mii de oameni alergând, parcă grăbind sfârșitul. Dar uită-te puțin în sus, privește răsăritul. E strâns legat de acest pământ, de această lume. Și nu gândești că ai fost creat, că ești de fapt minune. Toate și-au rostul pe pământ, deci nu le înțelegem. Unde te naști, din ce părinți? Nu știu, nu noi alegem. Te doare traiul tău, nu-ți înțelegi menirea. Dar pune-ți inima pe altar să înțelegi trăirea. Când am crezut că sunt sfârșit, a coborât o rază. Din înălțim pe chipul meu un bătrânit de groază. Și un moment, nimic mai mult, străfulgerat de har, simțeam o mare transformare a cerului sfândar. Am înțeles că eu prea mult am tot privit spre mine și m-am uitat să văd în jur. Mi-a fost rușine. Povara mea a fost nimic pe lângă suferința ce-a îndurat Iisus Hristos. El mi-a schimbat ființa. Prietene, când ai să înțelegi ce-a însemnat jertfirea făcută la Golgota, vei radia iubirea. Vei ști ca să privești mai mult la cel de lângă tine și vei dori să fii mai bun, să faci doar ce e bine. Prin adevărul scriptural vei căpăta îndrumarea. Vei fi atât de bucuros simțind de liberarea. Adevărata fericire aici n-ai să o găsești. Oi vei cunoaște pe deplin în slăvile cerești. Domnul îți va fi îndrumător prin Duhul lui cel Sfânt și îți va ocroti umblarea cât vei fi pe pământ. Apoi când timpul va sosi să pleci spre soarea pune, El te va lua pe brațul său, că e promisiune. Atunci când ești descurajat, Iisus e mângâierea. El știe poate oricând să spulbere durerea. Dar nu uita, la rândul tău, să îngenunchezi la cruce. De te încrezi în Domnul, povara ți-o va duce. Amin. Amin. Mărturisesc că mie personal îmi place foarte mult să vorbesc despre Dumnezeu, să recit despre Dumnezeu. De asta m-am și grăbit să vin să recit și slavă Domnului, zic că ca Domnul să ne ajute să ne grăbim toți să facem lucrarea Lui. Amin. Cu siguranță ni se întâmplă în viață lucruri pe care nu le înțelegem. Și atunci îl întrebăm pe Dumnezeu, de ce? Dar această întrebare, de ce? Cred că ar trebui să ne punem mai degrabă în dreptul nostru, pentru că singurii care ar fi trebuit luați la rost, suntem noi, oamenii, fiindcă nimic nu se întâmplă fără voia noastră și Dumnezeu nu poate să ne ducă în cer fără voia noastră. Întrebarea de ce, sunt convinsă că are un răspuns la Dumnezeu și știu că fiecare îngrijorare și fiecare gând de supărare pe care îl aveți în această dimineață poate să fie purtat de Dumnezeu. Și știu că pentru fiecare problemă și pentru fiecare întrebare, Dumnezeu are cu siguranță un răspuns. De ce bucuria durează așa puțin? Și după fericire, zile grele vin. De ce zâmbetul dispare așa ușor, lăsând în urma lui doar lacrimi ce ne dor? De ce purtăm în suflet lupte ce s-a ascunse și anulăm sentimente ce ar trebui spuse? De ce nu mai iubim cu o inimă curată, ci plin de murdărie, vedem la alții o pată? De ce peste tot auzi doar de divorțuri, familii despărțite în ale lumii colțuri?
De ce copiii noștri crestesc vreun părinte? Tata o să vină, dar știu că m-am aminte. De ce oare invidia ne macină mereu? Să nu aibă vecinul chiar tot ce am și eu. De ce ne bucurăm de răul altuia, zicând, cu nepăsare, lasă că o merita? De ce cu păcatul nu ne mai luptăm? Ci nu, ci uneori invidia, chiar noi o invocăm. De ce trăim de parcă nici când nu am murit și după viața asta nimic nu ar mai fi? De ce e multă lume? Dar oameni sunt puțini și chiar cei apropiați ți-aduc de suspini. De ce ne grăbim, dar fără destinație? Nu mai suntem blânzi, nu mai avem grație. De ce suntem mereu într-o competiție, legându-ne adesea de o josnică ambiție? De ce vrem case mari în care să te pierzi, dar cu ferestre mici prin care să nu vezi? De ce avem mașini ce ne-au costat mulți bani, dar nu facem cu ele vizite la sărmani? De ce vrem să stăm pe locurile din față, când am rămas în spate la capitolul viață? De ce vrem mereu să avem întâietate și chiar ne supărăm atunci când nu se poate? Vrei un răspuns acum la cele de mai sus, când o parte din viață poate fi s-a dus? Răspunsul pentru toate ți-l voi zice eu. Golește-te de tine să încapă Dumnezeu. Amin. Amin.
De atâtea ori ai auzit cuvântul, de atâtea ori ai auzit un glas, ce te-a chemat să te întorci acasă. Acasă.
Suntem
Și preia de altfel versetul din Corinteni, suntem mai mult decât biruitori, Doamne ajută-ne! Amin. Vă invit acum să vă ridicați înaintea Domnului și o să dau citire la câteva cuvinte, versete, din Epistola Apostolului Pavel către Efeseni, capitolul 5, și voi citi de la versetul 15 până la versetul 18. Pagina în Biblie 1149. Luați seama, deci să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Răscumpărați vremea, cât zilele sunt rele. De aceea, nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Amin. Vă rog să luați loc. Dragii mei, mă tot gândeam de unde să predic în dimineața aceasta. M-am trezit de vreme, am stat, am meditat, m-am oprit la câteva mesaje, însă în momentul în care fratele Ionuț ne-a invitat, ne-a provocat să ne rugăm pentru înțelepciune, am simțit așa, chiar dacă tot am vrut să mă duc de la gândul ăsta, și să mă tot axez pe ceva ce mă gândeam eu de dimineață, nu putem. Și m-am oprit la un moment dat la două texte în care în amândouă este vorba de înțelepciune. Și până la urmă m-am oprit la pasajul acesta scurt din această frumoasă epistolă a Apostolului Pavel, considerată regina epistolelor pauline. O epistolă în care ne sunt prezentate atâtea lucruri frumoase, atâtea lucruri necesare nouă oamenilor, pentru că aici ne prezintă modul în care un om poate să fie mântuit și când citești capitolul 2, unde ni se prezintă starea noastră de păcat, starea noastră în care omul poate să se găsească la un moment dat depărtat de Dumnezeu, dar datorită bogățiilor harului lui Dumnezeu, fiecare om are posibilitatea să poată fi mântuit, cum spune în Fapte 2, în Efeseni 2, versetul 8 și 9, căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Și când te uiți la darul lui Dumnezeu, nu poți decât să te bucuri. Nu de mult a trecut luna cu darurile și toți s-au bucurat să primească un dar. Dar vedeți, darul cel mai mare îl oferă Dumnezeu. E mântuire. Ce poate fi mai important în lumea asta decât să ai mântuire? Poți să pierzi în lumea asta averi colosale. Poți să pierzi titluri, poți să pierzi ranguri, poți să pierzi până la urmă și viața. Dar ascultă-mă bine, ai un suflet. Și sufletul are o valoare incomensurabilă. E valoarea aceea care nu poate fi comparată cu nimic din lumea asta. Că Domnul Iisus spune în Matei 16:26, și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da în schimb un om pentru sufletul său? Deci de aici deducem că nici lumea asta, cu toate, dacă vreți, bogățiile ei, cu tot ce poate să-ți ofere, ea nu poate fi cumpărată, dacă vreți, adică ea nu poate fi echivalată cu sufletul. Mulțumim Bunului Dumnezeu că El e gata să mântuiască multe suflete și într-o zi ca asta. Dumnezeu e Cel care dă darul acesta. Important este ca noi să fim înțelepți și să îl primim, să-l acceptăm. Vedeți, în textul pe care eu l-am citit în dimineața aceasta, e o provocare pe care o făcea Apostolul Pavel oamenilor de acolo, din Efes. Efesul era o cetate undeva pe teritoriul actual al Turciei,
Acolo oamenii au ajuns unii să-L cunoască pe Dumnezeu, au primit darul acesta al lui Dumnezeu și trebuiau să trăiască o viață predată în mâna lui Dumnezeu. O viață în care ei să dea dovadă de înțelepciune. Cuvântul Scripturii din versetul pe care l-am citit, 15, spune: luați seama, deci, să umblați cu băgare de seamă, nu ca niște neînțelepți, ci ca niște înțelepți. Așa că ne place să ne spună cineva că suntem înțelepți. Însă, vedeți, a fi înțelept în concepția lumii înseamnă să fie un om care, rog, să fie inteligent, să ai vaste cunoștințe, să știi să te descurci în diferite domenii. Spun unii, a fi înțelept și omul înțelept știe să facă bani și din piatră, omul înțelept știe să treacă peste toate situațiile cu care se confruntă, știe să iasă tot deasupra. Așa gândesc oamenii că e omul înțelept. Însă, în viziunea lui Dumnezeu, omul înțelept este cu totul altfel. În viziunea lui Dumnezeu, omul care poate să fie cu adevărat înțelept, este acel om care se raportează corect la Dumnezeu. Mai întâi de toate, îl întreabă pe Dumnezeu cum trebuie să se poarte în lumea asta. Ce vrea Dumnezeu de la el? Ce vrea Dumnezeu de la noi oameni? Apoi, mai departe, omul trebuie să fie dispus să pună în aplicare acele lucruri pe care Dumnezeu îi le spune. Trăind astfel după voia lui Dumnezeu. Asta e omul înțelept. Hai să luăm un studiu de caz, nu? Îl luăm pe Apostolul Pavel. Un om care, de altfel, citim în Biblie despre el, în Noul Testament, că a fost un om educat, un om care venea dintr-o cetate numită Tarsul Ciliciei, o cetate undeva aflată la poalele munților Taurus, dacă aveți așa o idee despre asta, tot pe actualul teritoriu al Turciei. Apoi, acolo era o universitate. Se vorbește despre un focar, dacă vreți, de cultură, care era pe vremea respectivă. Și asta a influențat viața acestui om, pentru că îl vedem cu multă ușurință cum citează din poeții greci. Îi sunt cunoscute operele din vremea respectivă. Merge mai departe la Ierusalim și acolo studiază la o școală rabinică foarte vestită, condusă de acel mare om, Gamaliel. Și omul acesta are o ascensiune fulminantă, ajunge undeva sus. Ajunge să aibă o poziție privilegiată în religia iudaică. Și, observați, are o râvnă extraordinară pentru religia aceea evreiască. Se duce la un moment dat până și la Damasc să-i prindă pe acei oameni care se închinau lui Iisus Hristos. Creștinismul începea deja să prindă tot mai mulți oameni, dacă vreți, nu? Să se răspândească în diferite locuri. Dar în același timp s-a pornit o persecuție împotriva credincioșilor din vremea respectivă. Și unul din oamenii care aveau un rol în vremea aceea cu privire la prinderea creștinilor era tocmai acest Saul. Ăsta era numele lui. Pavel va ajunge să primească numele mai târziu. Și acest Saul merge la Damasc. Are niște scrisori de acreditare ca să prindă pe credincioși. Însă uitați-vă, pe drumul acela al Damascului Dumnezeu îi iese în cale. E foarte important pentru fiecare om să aibă un moment când să se întâlnească cu Dumnezeu. Și eu consider că și astăzi este o zi de întâlnire cu Dumnezeu. O zi în care Dumnezeu poate să iasă în cale cuiva care încă nu și-a predat viața în mâna lui Dumnezeu. Și observați în textul pe care noi îl citim în Faptele Apostolilor, capitolul 9, acolo la un moment dat pe drumul acela răsare o lumină foarte puternică. Și lumina aceea îi face pe acei oameni să cadă jos, acolo, cu fața la pământ. Și în același timp, acest Saul aude un glas. E un glas deosebit pe care îl aude. Și glasul acela este: Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? În momentul respectiv,
acest rabin pune următoarea întrebare. Nu. Cine ești? Cine ești? Și primește răspunsul. Eu sunt Iisus pe care tu-l prigonești. Și observați, aici eu văd momentul de cotitură în viața acestui om. Când acest om spune mai departe, în versetul următor, uitați-vă acolo cuvântul lui Dumnezeu, spune, Doamne, ce vrei să fac? Doamne, ce vrei să fac? Doamne, ce vrei să fac? Ei, și aici Dumnezeu îi spune ce trebuie să facă. Și de aici, viața acestui om se schimbă în totalitate. Omul poate să primească înțelepciunea doar în momentul în care recunoaște supremația lui Dumnezeu, suveranitatea lui Dumnezeu și când este dispus să primească răspuns din partea lui Dumnezeu și mai târziu să continue să facă ceea ce Dumnezeu îi cere. Mă rog ca Dumnezeu să umple viața noastră de înțelepciune. Mă rog Domnului ca în dimineața aceasta fiecare persoană de aici să privească în adâncul lui, în ființei lui, să vadă, are acea înțelepciune pe care Dumnezeu o cere omului și vrea să dea omului? Trăiește ca un om înțelept în lumea asta? Dacă da, slavă Domnului. Dacă nu, să spunem în dimineața asta, Doamne, vrem să trăim ca niște oameni înțelepți. Amin? Mesajul pe care doresc să-l transmit în dimineața aceasta îl voi intitula foarte simplu. O, ce important este să fim oameni înțelepți. O, ce important este să fim oameni înțelepți. Și acum vă spun din start. Mă voi opri dimineața asta la trei lucruri. Trei lucruri pe care le găsim aici în pasajul pe care l-am citit. Trei lucruri în care se poate vedea înțelepciunea aceea pe care o primește omul de la Dumnezeu, înțelepciunea aceea care îl face pe om ca lumea asta să trăiască în modul acesta. Și haideți să ne luăm pe rând. Primul lucru. Oamenii înțelepți sunt preocupați de umblarea lor. Rețineți. Oamenii înțelepți sunt preocupați de umblarea lor. Observați aici, în versetul 15, cuvântul Scripturii spune, luați seama de să umblați cu băgare de seamă. E, vedeți, umblarea noastră aici pe pământ este în vizorul lui Dumnezeu. Dumnezeu este atent la fiecare mișcare a noastră. El este atent la modul în care noi ne desfășurăm viața aici pe pământ. Dumnezeu este interesat de umblarea fiecăruia dintre noi. Asta spune aici Scriptura. De aceea, vedeți, Apostolul Pavel spune, luați seama. Expresia asta în limba română înseamnă a reflecta, a observa, a remarca, nu? Ei, în momentul în care fiecare dintre noi vrem să supunem unei analize atente umblarea noastră, deja dăm dovadă de înțelepciune. Pentru că însemnează că ne preocupă lucrul acesta. Uitați-vă, în Biblie ni se vorbește foarte mult despre umblare. Foarte mult. Oamenii au fost interesați de-a lungul vremurilor să aibă o umblare de loc. Și Biblia spune, unii umblă cu șiretenii. Unii umblă poftind trupul altuia. Unii umblă după minciuni. Unii umblă după fel și fel de lucruri. Și Dumnezeu a fost cel care a analizat viața oamenilor pe pământ în mod deosebit, rețineți, fiind interesat de umblarea lor. Și o să vă dau trei exemple din Vechiul Testament. Primul exemplu este undeva în Cartea Geneza și dacă, vedeți, avem posibilitatea să vedem afișate versetele acestea, dumneavoastră le căutați. Geneza, capitolul 5, de la versetul 22, aici citim câteva lucruri pe care Dumnezeu Sfântul le pune înaintea noastră. Este vorba de unul din personajele acestea ale Vechiului Testament. O personalitate deosebită, o personalitate care rămâne unul din mari eroi ai credinței. Pentru că în lista eroilor din Evrei, capitolul 11, el acolo își găsește locul. Și uitați-vă, după nașterea lui Metusala, Enoch
A umblat cu Dumnezeu 300 de ani și a născut fii și fiice. Mai departe. Toate zilele lui Enoch au fost 365 de ani. Ce observați dumneavoastră? Câți ani a umblat Enoch cu Dumnezeu? 300. Câți a trăit? Și de ce spune acolo, pune din nou versetul 22, că Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani. 65 de ani? Ce se întâmplă? 65 de ani Enoch n-a umblat cu Dumnezeu. 65 de ani Enoch a irosit. 65 de ani au fost ani în care Enoch a umblat cum a gândit el că e mai bine. Însă observați la 65 de ani, pentru că atunci el primește din partea lui Dumnezeu pe Metusal. Și vorba cu Ion. La 65 de ani e un moment de trezire în viața lui Enoch. Ia în brațe pe Metusala, dar inimă îl ia pe Dumnezeu. Și din momentul acela, acest om umblă cu Dumnezeu. Acest om este atent la fiecare pas pe care îl face. La fiecare, dacă vreți, vorbă pe care o rostește, la fiecare gând, la fiecare atitudine, în cei 300 de ani omul ăsta se raportează corect la Dumnezeu. Și asta ne determină pe noi să-L numim un om înțelept. Ce ziceți? Un om înțelept. Atent la umblarea lui. Dumnezeu, vedeți, deducem de aici că este interesat în mod deosebit de umblarea noastră. În dimineața asta, dacă privește Dumnezeu spre noi și noi ne supunem fiecare pe noi înșine unei analize și suntem acei oameni care luăm seama la ceea ce spune cuvântul Scripturii, spuneți-mi, cât am umblat cu Dumnezeu până acum? Fiecare în dreptul lui. Dacă ar fi să plecăm din lumea asta, în noaptea asta, ce-ar scrie Dumnezeu în dreptul nostru, nu? Că niște cărți de aducere aminte se scriu. Și cărțile acelea vor fi deschise în ziua judecății. Ce scrie Dumnezeu? Uite, dreptul lui a scris. Enoch a umblat cu Dumnezeu 300 de ani. Dar tu câți ai umblat? Dacă s-ar închide cartea vieții tale, ce-ar scrie Dumnezeu? Repet încă o dată. Pun din nou întrebarea aceasta, nu răspunde. Dar gândește-te că ea se poate închide. Ultima filă a vieții tale poate fi oricând, sau a mele, sau oricărea dintre noi. Noi nu știm anul ce aduce. Noi ne urăm la mulți ani, spun oamenii. Cu toate că până la urmă, vedeți, noi ne urăm și spunem mulți ani, mulți ani. Dar știți câți ani trăim aici? Cât lasă Dumnezeu înscris acolo, cum zice în Psalmul 139, versetul 15 și 16. Și dacă ne uităm acolo în Psalmul acesta, vom putea observa că acest om al lui Dumnezeu, David, spune, te laud că sunt o făptură atât de minunată. Auzi? Zice. Sunt niște lucruri, nu? Și minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. O revedem toți? Și uitați-vă următorul verset. Trupul meu nu era ascuns de tine când am fost tesut, așa, într-un loc tainic, în adâncimile pământului și versetul următor spune așa. Când nu eram decât un plot fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Cine rânduiește zilele? Dumnezeu. Observați? Ele sunt rânduite. Și eu ca om sunt responsabil aici pe pământ să fiu atent la fiecare clipă, la fiecare zi, ce fac cu viața mea. Pentru că ea se poate termina. Și dacă ea se termină și Dumnezeu închide cartea, ce scrie acolo? V-ați întrebat? În dimineața asta avem încă o șansă pe care Dumnezeu o pune la dispoziția noastră. Și spune, omule, fii înțelept la umblarea ta. Pentru că eu sunt interesat în mod deosebit de modul în care tu îți desfășori viața, de umblarea ta aici pe acest pământ. Mergem mai departe și vom înțelege acum ceva mai. Luăm Geneza, capitolul 6. În Geneza, capitolul 6, ni se vorbește despre Noe. Toți ați auzit despre Noe.
În ultima vreme am mai arătat lucrul acesta despre noi și știți de ce? Pentru că îmi tot aduc aminte de ce spunea Domnul Iisus Hristos. Că în zilele venirii Fiului Omului se va întâmpla ai doma, sau la fel, ca în zilele lui Noe și Lot. Și uitați-vă cam ce s-a întâmplat în vremea lui Noe și Lot, cam asta se întâmplă la scară mare în zilele noastre, nu? Când dacă te gândești ce a fost în vremea lui Lot, până acum câțiva ani era o mare rușine. Acum nu mai e rușine de lume. Acum el și el se duc să se căsătorească, ea și ea, și n-are nimeni pic de rușine. Altădată se ascundeau, altădată legile condamnau, acum nu mai e nimeni. Acum e gata. E vremea. Uitați-vă la Geneza 6, versetul 5. Acolo ni se spune ceva foarte clar despre vremea aceea și despre oamenii din vremea lui Noe. Și spune, Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ. Și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Auziți? Observați? Toate îndreptate spre rău. Noi ne uităm la ce se întâmplă în zilele noastre, nu? Zici că și copiii, și tineri, și vârstnici, parcă găsesc plăcerea în a face rău. Parcă, dacă uitați acolo, cop ceva. Că nu sunt mulțumiți dacă n-au făcut ceva, nu? Și toate astea erau atunci. Oare acum câți? Cum să? Nu sunt așa. Mergem mai departe. Versetul 11. Versetul 11 spune acolo, mai departe, încă o altă caracteristică a vremurilor pe când era Noe pe pământ. Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu. No, câtă stricăciune acum? Eu nu o să nu spun că le cunoașteți, nu o să stau acum să insist asupra acestor lucruri. Dar uitați-vă câtă stricăciune e la ora actuală, nu? Nu știu, în istorie, la scară așa mare, a mai fost. Suntem aici unii mai în vârstă, alții mai tineri, dar ne uităm numai cu 30 de ani, să zicem, în urmă. Era atâta stricăciune cât e acum? Mai departe, uitați-vă ce spune acolo. Pământul era plin de silnicie. Violență. Noi uitați-vă câtă violență e acum. Când fiecare zi auzim de câte un atentat. Europa e speriată deja de atentate. America. Peste tot auzim că cineva a produs un, a făcut ceva. Violență. Parcă, nu mai știi. Să te duci, se urcă cineva la avion, nu știi, ajunge, n-ajunge. Te urci în tren, vezi, în tren, explozii, în metrou, în capitala Europei, în Bruxelles, anul trecut, în aeroport, în metrou. Ați văzut ceva? Violență peste tot. Mai departe, ne uităm la versetul 12 și spune, Dumnezeu s-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat. Încă o dată stricăciune. Stricăciune morală, tot ce vrei, nu? Pe planurile astea. Nu mai contează nimic. Și spune, căci orice făptură îți stricase, fiți atenți ce spune, calea pe pământ, adică direcție. Tu te întreabă-i pe mulți oameni, unde te duci? Da. Mor! Dar dacă mor, știu eu ce-o fi. Care-i scopul vieții tale? Întrebi oameni. Ridică din nume, mai că nu știi. Poate are școală, poate a terminat o facultate, două, poate are un business. Poate așa lumea asta se descurcă, dar dacă îl întreb, care e direcția lui? Spre ce se îndreaptă? Mi-au aminte că la 70 aniversarea Marei Revoluții din fosta Uniune Sovietică. De altfel, Revoluția era în octombrie și în 7 noiembrie. Vă mai aduceți aminte, se sărbătorea ziua aceea mare, importantă. Nu știu, un sovietic, cum de a ajuns să poarte o pancartă și să o țină așa ea, cum de a scăpa pe acolo și ce s-a întâmplat cu el, nu știu. Doar atâta vă spun că cineva a observat. Și pe pancartă aceea scria următoarele cuvinte. De 70 de ani mergem pe un drum care duce spre nicăieri. Cam astea erau cuvintele acestui om. Spuneți-mi mie,
Câți dintre dumneavoastră aveți siguranță că aveți o direcție bună și că vă îndreptați spre un loc bun? Aveți siguranța că indiferent când se termină viața și cum se termină, aveți o direcție, aveți un scop. Știți că veți fi acolo cu Dumnezeu în glorie. Asta înseamnă umbla cu Dumnezeu. Dar a nu umbla cu Dumnezeu, înseamnă că n-ai niciun scop, n-ai nicio direcție. Știam o dată de un teoretician marxist, se numea Garrodi. Era francez de origine. Toată viața l-a negat pe Dumnezeu. Și uitați-vă către sfârșitul vieții sale, că doar oamenii stari și mari până le merg lucrurile bine. Dar când simt că îi cuprind fiorii morții, acolo cedează. Și francezul ăsta scrie: nouă ateilor nu ni se promite nimic și nu ne așteaptă nimeni. Avea o direcție, spuneți-mi, avea un scop. Toată ziua bună ziua, o scris și o vorbit. Însă când și-a dat seama că trebuie să plece din lumea asta, când a înțeles că viața asta se încheie pe pământ, a zis, nu ni se promite nimic nouă și nu ne așteaptă nimeni. Nu vedeți ce diferență colosală este între el și Apostolul Pavel, care stă în închisoarea Mamertină din Roma, e semnată sentința ca el să fie decapitat de către crudul împărat Nero, era în timpul persecuției dezlănțuite în anul 64 și bătrânul Pavel scrie o scrisoare către Timotei, copilul lui în credință. Și în capitolul 4 din 2 Timotei, de la versetul 6, el spune: eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură. Și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă aștept. Ia auziți! Coluna neprihănirii pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea, Domnul judecătorul cel drept și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubiți venirea lui. Vă întreb, avea o țintă, avea o direcție, avea un scop? Și uitați-vă versetul 18. Din 2 Timotei 4 cu 18, aici mai întâlnim ceva ce spun el clar, ce noi ne rugăm. Poate de fiecare dată. Indiferent de confesiunea religioasă, că doar și azi dimineață ne-am rugat. Și zice, Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău. Și mă va mântui ca să intru în împărăția lui cerească. A lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Avea o direcție, vă întreb. Avea un scop în vie. Împărăția lui cerească. Și n-ar fi o tragedie, dragii mei, să rostim rugăciunea Tatăl nostru de când începem să legăm vorbele, că suntem creștini. Și ca și copii am învățat să rostim: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Vie împărăția ta. Vine împărăția, ce zici? Vine! Dar cine intră în ea? Acei oameni care umblă cu Dumnezeu? Acei oameni care au un scop, au o direcție. Revenim din nou la Geneza 6. Și uitați-vă dumneavoastră, în Geneza 6, acolo ni se spune în versetul acela 11-12, foarte clar, da, îl stricase care, n-aveau nicio care, nicio direcție. Poate, luând așa subțind lucrurile astea și ne-am uitat la ce se întâmplă în jurul nostru, am spune, ne cam asemănăm și noi cu oamenii din vremea aceea. Ce ziceți? Se pare că asta se întâmplă și în zilele noastre. Și poate am spune, bă, dacă toți merg, cam asta este filozofia după care se ghidează mult. Apă, domnule, ăștia-s mulți, tot așa se duc, uite și europenii, și ceia de acolo din America, și oamenii din țările civilizate. Păi nu mai are treabă nimeni cu biserică, se închid, în Olanda s-au închis peste 2000 de biserici, până acum vreo 2 ani. În Anglia se închid biserici, nu mai merg oamenii la biserică, în Danemarca, am citit anul trecut, din luna mai până în luna septembrie, 10.000 de oameni au devenit atei. Că e o mișcare puternică de ateizare, mișcare puternică ateistă care luptă să-i convingă și în mod deosebit pe tine, să zic oamenii, gata, nu le mai interesează, ne descurcăm noi, gata.
Și ar fi motivat și noi să spunem, păi răutatea e mare, oamenii n-au nicio direcție, stricăciunea e mare, violență, ce putem face noi? E vorba românului, că o floare nu se face primăvară, spun unii. Așa cred unii. Însă eu vreau să vă spun că se face. Uitați-vă acolo în versetul 9. În contextul ăsta în care răutatea era mare, oamenii stricase calea, pământul plin de violență, oamenii n-aveau nicio direcție. Uitați-vă ce scrie aici. Noe era un om neprihănit și fără pat între cei din vremea lui. Două puncte și uitați-vă ce scrie acolo. Ziceți. Noe umbla cu Dumnezeu. S-au putut, mă întreb, s-au putut? Știți în final câte suflete au fost scăpate? Că unii zic, potopul e o poveste. Nu e o poveste. Ascultați-mă. Citiți-ți Epopeea lui Gilgamesh. Vorbește de potop. E de la Mesopotamie. Până și pe tăblițele din civilizația incașă, maiașă, de dincolo de ocean. Și acolo s-au găsit inscripții că a fost potop. Oamenii de știință confirmă că a fost potopul. Și uite-te că omul ăsta a fost scăpat. E 8 suflete, atât. 8 suflete au crezut. Și câți au fi fost? Nu știu. Însă, oamenii de atunci trăiau în modul ăsta. Dar unul să fie înțelept și a zis, să umble toți ăștia cum vor. Eu umblu cu Dumnezeu. Câți n-o fi mers la el? Că doar au avut rude. Doar au avut frați. Nu e. Doar au avut nepoți. Doar au avut atâtea, dacă vreți, oameni în jurul lui cunoscut. Și mă gândesc că el îl slujea pe Dumnezeu, făcea corabie. Și câți n-o fi zis? Taica Noe e dus cu Sorcova. Taica Noe nu știe nici el ce vrea. Cine o zi de potop? Cine o zi de ploaie? Cine o zi de lucrurile astea? O zi cineva? Însă el a crezut ce a zis Dumnezeu. Spuneți-mi, cine a avut dreptate până la urmă? Noe. Vă întreb încă o dată. A fost înțelept noi? Foarte înțelept. N-am vrea să fim și noi ca el. Ce se zice? În ciuda faptului că poate colegii noștri ne batjocoresc. În ciuda faptului că ne râd în nas poate cei din familia noastră. În ciuda faptului că vin mulți alții cu care intrăm în contact și pot să ne pună fel și fel de etichete. Dar ascultă-mă, e mult mai important în lumea asta să fii un om înțelept și să rămâi în cuvântul Domnului și să ai nădejdea că într-o bună zi vei fi cu El. Domnul să ne ajute. Amin. Și vă mai spuneam încă un caz. Îl dau, e vorba de Avraam. Și în capitolul 17, versetul 1, aici, în mod deosebit, acestui om pe care Dumnezeu l-a chemat, cu care a început o nouă istorie, o nouă eră, și a format poporul ăsta lui Dumnezeu. Că știți că Avraam este omul cu care a început poporul acesta evreu. Dacă întreb pe un român, care a fost primul român? Nici nu știe. Dacă întreb pe un ucrainean, care a fost primul ucrainean? Nu știe, nici pe englez. Du-te întreabă pe un evreu, care a fost primul evreu? Cât ai clipit din ochi să spună Avraam. Ăsta e primul. Cu el a început Dumnezeu o nouă eră. Și în Geneza, capitolul 17, versetul 1, Dumnezeu Sfântului se adresează acestui om. Și uitați-vă ce spune. Când a fost Avraam în vârstă de 99 de ani, Domnul s-a arătat și a zis, eu sunt Dumnezeul cel atotputernic. Umblă înaintea mea și fii fără teamă. Iarăși întreb. E interesat Dumnezeu de umblarea noastră? Foarte interesat. El o supune unei analize minuțioase. Și el e interesat cum umblu eu și cum umbli dumneata. Dacă aș pune acum o întrebare, câți dintre dumneavoastră vreți să ajungeți în locul acela unde va fi Iisus, unde va fi pace, unde va fi fericit? Așa e că vreți tot. Vreți tot? Toți vreți. Însă, vedeți dumneavoastră, într-o bună zi David a văzut un crâmpei din slava lui Dumnezeu. A văzut lucrurile acelea frumoase, nu știu, fiu avut o vedenie, Dumnezeu a arătat ceva din splendorile cerului, cortului, muntelui cel sfânt, încât noi acum ne bucurăm de ceea ce a văzut el, când citim Psalmul 15 și de câte ori nu l-ați auzit. Dacă nu l-a citit, citiți-l, că e foarte frumos. Și în Psalmul 15, omul acesta
acesta al lui Dumnezeu, El spune aici câteva lucruri frumoase. Prima dată, El pune două întrebări. Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel Sfânt? Nu? Cam cum puneam eu întrebarea de altfel. Cine nu vrea să ajungă în împărăție? Nu? Cine vrea să fie acolo cu Iisus? Și toți vrem. Și uitați-vă bine aici, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, primește răspunsul. Cel ce umblă în neprihănire. Cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul în inimă. Rețineți, cel ce umblă în neprihănire. Iarăși pun din nou întrebarea asta. E interesat Dumnezeu de umblarea noastră? Este. Dar cum trebuie să fie umblarea noastră? În neprihănire. Adică, fără să umblăm și apoi să avem vină. Câți oameni nu umblă? Și ce înseamnă neprihănire? Fără vină. Fără pată. Fără păcate. Și câți oameni umblă? Poate 50-60 de ani. Și oare umblarea lor e neprihănire dacă între câte avorturi? Și apasă acolo pe conștiință. Câte fapte imorale, curvie și fel și fel de lucruri din alt. Minciuni, înșelătorii. Și câte. Predam la Institutul Teologic până decembrie și un fost student de-a mea m-a dus să văd biblioteca aceea a lor cu mai multe volume, acum că eu merg așa, mai rar. Și un moment dat m-am uitat, am studiat una, alta, așa, puțin, acolo. Și am dat că achiziționat ceva și din literatura universală și am văzut acolo pe Richard al III-lea, scris de Shakespeare. Și a zis, dă-mi un pic. M-am dus jos în camera mea și m-am uitat din nou la ceva ce, mă rog, eu știam și am vrut să văd acolo cum e scris din nou, să-mi aduc aminte. Și m-am uitat la celebrul acest rege, celebrul pe care l-a avut englezii, un om care, mă rog, a fost și el, cu putere într-o vreme, și ajunge la un moment dat când simte și omul acesta că lucrurile nu merg bine. Vedeți, sunt momente în viață când omul ajunge să-și dea seama ce a făcut, pe unde a mers, ce este cu el. Și stătea în camera lui și auzi, Richard ăsta al III-lea spune la un moment dat, simt așa că vine asupra mea câte un gând, câte un lucru care mă face să nu mă simt bine. Ba, o imoralitate, spune, ba, o faptă mărșavă, o mărșăvenie, ba, un ordin de a ucide pe cineva și câte și câte altele. Ce este esențial și vreau să vă spun? Și el spune așa, și toate vin asupra mea și strigă, vină, vină, vină. De câte ori omul ajunge în postura asta? Și știi când mai ajunge mai ales? Ba când e bolnav, ba când trece prin stări din astea în care își dă seama că lucrurile nu merg bine în viața lui, încercări, amărăciune, tristețe. Și omul începe așa, știi, să dea în urmă, știi, casetă. O dă în urmă. Și începe să vadă ce au făcut. Și Dumnezeu ne-o zestrat cu memorie. Spunea scriitorul englez Oscar Wilde într-o împrejurare că memoria este agenda noastră intimă pe care o purtăm zilnic cu noi. Și memoria din când în când scoate la suprafață anumite lucruri pe care noi le comitem, pe care noi le facem. Și atunci lucrul acela nu ne lasă în pace. Și strigă vină ca la Richard al III-lea. Ascultă-mă bine. Oricine ai fi. Fii atent la umblarea ta. Fii înțelept. Să te preocupi umblarea. Pentru că Dumnezeu e interesat de umblare. Și evaluarea fiecare dintre noi se va face în funcție de cum am umblat aici pe pământ. Omul e liber să umble cum vrea. Omul poate umbla la distracții, la chefuri, la petreceri. Omul poate umbla la fel și fel de lucruri imorale, stricate. Poate să ajungă exact ca ea din vremea lui lor. Însă ascultă-mă bine. Tu poți să fii înțelept. Și ca un om înțelept, poți să refuzi rând pe rând toate aceste lucruri și să te îndrepți spre Dumnezeu și să vezi ce vrea El de la tine. Și El îți va spune, de vrei să fii în împărăția mea, pentru care zilnic te rogi și spui, vin în împărăția ta, că rugăciunea Tatăl nostru tare frumoasă e. De vrei să fii acolo. Tu, omule, trebuie să umbli în neprihănire și să faci ceea ce este plăcut mie.
Domnul să ne ajute. Amin. Cum am umblat până acum? Nu știu. Fiecare se evaluează pe sine însuși. Fiecare își pune un not. Dar încă o dată te provoc. Dacă s-ar închide cartea vieții tale, ce ar scrie Dumnezeu? A umblat atâți ani cu mine. Vreau să spun, mulțumește lui Dumnezeu că nu s-a închis. Și să, ai putea să faci astăzi o decizie, să iei o decizie. Ai putea să iei astăzi o hotărâre. Și Dumnezeu știe și pentru o zi de umblare cu El, dar lăsând totul în urmă, poate să mântuiască pe tâlharul de pe cruce. Știți cât a reușit El să mai facă ceva? Doar atât în ultimul moment și s-a uitat, adu-ți aminte când vei veni în împărăția ta. Și Iisus l-a primit. Pentru că i-a părut rău. Știi ce a zis? Acolo a fost factorul decisiv. Uitați-vă, spunea el, celuilalt coleg l-a înfruntat. Până atunci l-a batjocorit și el pe Iisus. Până atunci și el a vorbit împotriva lui Iisus. Însă spune în Luca la capitolul 23, în versetul 41. Pentru noi este drept. Citim și 40. Dar celălalt l-a înfruntat și a zis, nu te temi tu de Dumnezeu, tu care ești sub aceeași osândă? Și uitați-vă următorul verset. Pentru noi este drept, căci primim răsplata cuvenită pentru fără de legile noastre. Dar omul acesta n-a făcut nici un rău. Aici a fost cheia. El și-a recunoscut și-a zis, e drept. Am făcut fără de legi. Am făcut fel și fel de lucruri. Și e nou. Nu știu cum a trăit 65 de ani. Dar s-a trezit la realitate. Și-a zis, de astăzi ei, nu mai vreau să trăiesc așa. A zis, de astăzi încolo, eu vreau să umblu cu Dumnezeu. Și iată că 300 de ani am umblat cu Dumnezeu, acum noi nu mai trăim atât. Nu mai trăim atât, dar nu știu. Rar când ajunge cineva la 80 de ani și spune, cât o trăi. Dar vedeți, atunci au trăit mai mult. Nu știu cât vei mai trăi. Dar de astăzi încolo, omul e fiind înțelept. Și umblă cu Dumnezeu. Domnul să-ți ajute. Doi. Al doilea lucru. De ce este important ca oamenii să fie înțelepți? În al doilea rând, uitați-vă, oamenii înțelepți caută să răscumpere vremea. Versetul următor spune așa. Răscumpărați vremea cât zilele sunt rele. Oamenii înțelepți, în al doilea rând, caută, reține, să răscumpere vremea. Ce înseamnă aici a răscumpăra? E adevărat că în limba greacă este un verb exagorazo. Care înseamnă a răscumpăra timpul din legăturile lui rele. A folosi orice ocazie, spune o altă traducere. Atâta vreme cât ai posibilitatea, nu? Să faci bine, să te raportezi corect la Dumnezeu, să fructifici clipa aceea pe care Dumnezeu să ți-o oferă. În cazul nostru, când Dumnezeu te cercetează, răscumpără vremea. Ei, vedeți? A răscumpăra vremea este ceva foarte important. Dumnezeu ne pune la dispoziție, ați văzut, un anumit număr de ani, de zile. Nu știm niciunul cât. Acolo e scris de Dumnezeu, dar eu nu știu. Nici dumneavoastră nu știți. E adevărat că unii merg pe la vrăjitor, pe la cătătoare, cum mai zic unii, să le spună viitorul. Și vieți să intră în panică. Ei nu pot să spună. Dar de hotărât, hotărăște unul singur, Dumnezeu. Și peste ce hotărăște el nu trece nimeni, nu? Poți să fii omul cu mulți bani, nu? Când o bunică de-a mea era bolnavă, și era un medic la Siget și s-a dus la el, mi-a povestit mama. Și mă rog, ea avea un reumatism din ăla, cronic deja. Și mă rog, trebuie să stea țintuită pe pat. Și la un moment dat medicul îi spune, mătușe, leacure am, dar zile n-am. O recunoscut și el. Era prin comunism. O zis, mă, zilele nu-s la mine. Zilele sunt la Dumnezeu. El dă zile. El dă zile. Dar știi ce important este să răscumpere ziua? Vedeți? E evanghelizare dimineața asta. Dumnezeu ne vorbește, Dumnezeu ne sfătuiește, Dumnezeu ne spune să fim înțelepți. Și la latitudinea noastră, că vom fi înțelepți sau nu, Dumnezeu nu ne obligă. Însă Dumnezeu spune răscumpără vremea. Eu îți spun în față. Zilele, cum spune Eminescu, într-o poezie de-a lui. Cu mâine, zilele ți adaugi. Cu el, viața ta o scazi. Și ai cu toate astea
de apururi ziua cea de azi. Ziua cea de azi. Dar mâine, știe careva? Nu știm nici unul. De aceea Dumnezeu spune, răscumpără vremea. Eu te cercetez, eu îți vorbesc. Vă dau un exemplu din Noul Testament. Că așa putem înțelege mai bine. Undeva în Luca, la capitolul 19, începând cu versetul 41, acolo Dumnezeu, Domnul Iisus Hristos, se apropie de cetatea Ierusalimului. Se apropia de finalul lucrării sale. Undeva 3 ani și jumătate, Domnul Iisus Hristos a vorbit evreilor. I-a sfătuit, li s-a adresat, i-a vindecat, a făcut minuni și câte alte lucruri. Și spune, s-a apropiat de cetate și a văzut-o. A plâns pentru ea. Și a spus, dacă ai fi cunoscut și tu măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile, să ți puține. Ba, și partea aia altă, și nu vor, te vor face una cu pământul pe tine și pe copiii din mijlocul tău și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră. Și aici încheie. Știți că profeția asta s-a împlinit după 40 de ani? În anul 70, după un asediu condus de către generalul roman Vespasian, care mai târziu este ridicat la rangul acela de împărat al Romei, el predă comanda fiului său Titus și în istorie se cunoaște. Și în anul 70, Ierusalimul e distrus. Dacă vrea cineva să aibă confirmare istorică, când ajungeți la Roma, vă spun în situl arheologic, acolo se poate vedea Arcul de Triumf al lui Titus. Și am stat acolo și l-am analizat, că știți, toți împărații, când cucereau o țară, ei puneau acolo un însemn. Era ridicat ceva, că i-au cucerit. Columna lui Traian e acolo, Roma. Și acolo se vede cum i-a cucerit pe daci. Aici știți ce se vede? Menorahul. Acel candelabru cu 7 brațe, prin care el a spus pe evrei, el termină. Și adevărat, toate piețele se spune în istorie că erau pline de sclavi evrei. Eu vândut, eu dispersat mai în toate părțile ale lumii. Și acum Dumnezeu a dus înapoi. Asta este altă. Dar uitați-vă aici. Ce spune Dumnezeu? Toate astea ți le-am făcut. Eu ți-am vorbit. Eu te-am sfătuit. Dar astea toate se vor întâmpla și uitați-vă ce spune acolo. Pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. De câte ori ne cercetează Dumnezeu? Ne cercetează printr-o cântare și curge așa lacrimile. Nu? Atinge acolo conștiința noastră și nu ne dă pace conștiința. Și ne învârtim în patul nostru și parcă perna aia are ghimbi. Și numai așa ne doare, nu? Și nu putem să ne culcăm. Și poate te întreabă soțul ce ai. Dar tu nu poți să-i spui ce ai făcut. Poate te întreabă soția, dar tu ce ai? De cum să-i le spui toate năzdrăvăniile? Și n-ai pace și n-ai liniște. Și stai acolo și ascultă-mă, Dumnezeu îți spune, omule, să te căiești de toate astea, să te pocăiești, să te lași de ele. Că doar pocăința asta înseamnă să lași păcatele, să le mărturisești, să te lași de ele și să începi să umbli cu Dumnezeu. Și o vreme când Dumnezeu te cercetează, poate te cercetează prin predică. Astăzi prin poeziile astea care au fost, cântările astea, nu? Care trebuie să recunoaștem, ne-au sensibilizat inimile. Prin astea ne cercetează Dumnezeu. Altădată pe magii au cercetat cu ostia. Și-au făcut un drum lung până să ajungă la Iisus, până la Ierusalim. Dar dacă au văzut că e cercetare, oamenii ăștia zis, fructifică vremea, dacă ar fi zis, las că mai așteptăm să mai vină steaua. Stai liniștit că n-ar mai fi văzut-o, dar atunci au văzut-o și au zis, gata, merge. De câte ori ne cercetează Dumnezeu? Știi ce înseamnă să răscumperi vremea? Tocmai asta înseamnă. Să răscumperi vremea înseamnă când te cercetează Dumnezeu, atunci tu, omule, acceptă-L pe El să-ți conducă viața. Că Biblia zice, e o vreme a căutării. Tu poate să-L cauți. Și eu apreciez că m-ați trezit de dimineață, e zăpadă, eu știu că și eu de dimineață m-am trezit de vreme, dă-i zăpadă, de pe mașină să vii, ați fi putut dormi liniștit. Să știi
Știți, eu vă apreciez, văd aici, Doamne, Domn care ați venit, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Asta însemnează că e ceva acolo, la adâncul ființei dumneavoastră, ceva care vă face să-L căutați pe Dumnezeu. Citeam despre un renumit scriitor francez. Mulți ați auzit despre el, a scris câteva romane celebre, omul acesta, și la un moment dat a fost văzut undeva într-o biserică. Era atel, făcea parte din clubul acelor mari atei, Albert Camus. Ați auzit de el? A scris. E un om cunoscut în toată lumea. Și cineva l-a văzut, Doamne, printre credincioșii ăia care se adunau la o biserică din Paris. Toți curioși, uimiți. Cum de-a ajuns el acolo? Și păstorul Howard Mumma, care era acolo, a intrat într-o discuție cu el. Știi ce a zis omul ăsta? Cum de-ați venit? Știi ce a zis el? Sunt un căutător. Lumea asta, faima, renumele, toate astea, nu îmi dau liniște. Simt ceva. Caut ceva care e deasupra noastră. Și ce a zis până la urmă? Zice, îl caut pe Dumnezeu. Am nevoie de El. Și la un moment dat omul ăsta a cerut chiar să fie botezat de către o albumă. Sunt lucruri care se pot întâmpla la un moment dat. Însă, vedeți, a răscumpăra vremea însemnează că atunci când tu îl cauți, să știi că e doar o vreme când poți să-l cauți. Și în Isaia 55:6 spune, căutați pe Domnul câtă vreme să poate găsi. S-ar putea mâine să nu mai poți găsi. Chemați-l câtă vreme este aproape. Azi poate să-ți ierte. Azi poate să-ți ierte păcatele. Uite ce spune acolo. Căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-l câtă vreme este aproape. Asta înseamnă răscumpăra vremea. În Apocalipsa 2:21, acolo cuvântul lui Dumnezeu era adresat unei femei care, mă rog, și-a permis să facă fel și fel de lucruri. Și spune în versetul 21, i-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvie. I-am dat vreme. E o vreme. Și asta știi ce înseamnă? Să răscumperi vremea aceea. Că de nu. Vorba lui Iorga, marele om de cultură român, istoric și tot ce vreți. A spus la un moment dat așa, pierzi în viață ani și la moarte cerșești o clipă. Să nu ajungi aici. Nu lăsa să pierzi atâția ani pe care, bă, ți-o dat Dumnezeu, nu știu cât se mai dă de aici încolo. Că s-ar putea la final să cerșești. Să cerșești și să spui, o, de-aș mai putea întoarce, dar nu mai pot. Ca pastor, atâtea lucruri aș putea să vă spun. Dar, nici nu e timp. Situații cu care m-am întâlnit, unele de-a dreptul dramatice, oameni care au ajuns spre finalul vieții, dacă ai fi văzut durerea, chinul, suferința lor, și nu-i mai interesa ce lasă, nu-i mai interesa, știu eu, să-și satisfacă ego-ul lor, ambițiile și câte au avut. Dar parcă acum îl văd pe unul, așa îi curgeau lacrimile, zici, unde mă duc, ce va fi cu mine? Astea sunt lucrurile. Tu ai posibilitatea să răscumperi vremea. Mă aminte de un om, un boier, nu știu, poate cândva ați auzit întâmplarea asta, omul ăsta spunea într-o împrejurare că citeam despre el. Era undeva la o evanghelizare. Nu știu, poate și aici am spus întâmplarea asta. Cândva, când am mai fost pe aici. Uite așa, instantaneu mi-a venit în minte. Era la o evanghelizare, asculta cuvântul lui Dumnezeu. Era cu soția lui, era vizitiul care i-a dus cu caleașca. Spune așa pe scurt. Și la un moment dat, iar simțind cercetarea aia lui Dumnezeu. Îi spune soției sale, în seara asta, nu? Seara asta, nu? O să mai vedem mai încolo. S-a terminat evanghelizarea cu cântare, cu poezie, cu tot ce vrei și-a plecat. Cai din aia tare, puternici, era noapte, nu era luminat cum e acum, când zice mama, chiar azi dimineața, zice la 4, dimineața s-a prinde becul. Ea știe. Nu, ce se face? Nu doamne, zice, atunci s-a prinde, la 12 se stinge, știe. Asta e vremea, știi, n-ai ce faci. Azi dimineața, îmi spune, am rămas așa. Și auziți, mergând, s-a răsturnat caleașca. Boierul a aruncat într-un loc, ea, în alt loc, vizitiu și acum vizitiu
s-a ridicat și soția lui Boieru, numai Boierul e de negăsit. Și tot îl caută, întuneric, beznă și la un moment dat a auzit așa un geamă. Și după geamă, tot l-au ajuns la el. Știi ce s-a întâmplat? Boierul a întins mâna, a luat mâna soției lui și atât a mai apucat să spună. Rămâi cu bine, draga mea. O nenorocitul de mâine, care aruncă atâtea suflete în iad, m-a aruncat și pe mine. Punct. Și-a plecat în veșnicie. N-a știut să răscumpere vremea. Clipa-i câteodată. Să știi să o răscumpere. A fost momentul când Dumnezeu a dat șansă să se întoarcă la el. Nu refuza clipa. Acceptă-l pe Iisus. Trăiește cu el. Umblă cu el. Răscumpără vremea și ascultă-l bine. Fii înțelept. Și răscumpără. Amin. Și în ultimul rând, închei. Al treilea lucru. Oamenii înțelepți înțeleg voia lui Dumnezeu. Este al treilea lucru. Uitați-vă, versetul 17 spune așa. De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului. Nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Știți ce e important? E să fii plin de Duh? Dumnezeu a dat Duhul Sfânt oamenilor. Ca prin El să fie călăuziți. Duhul Sfânt aduce aminte omului. Uitați-vă în 14:26, Evanghelia după Ioan, spune acolo Domnul Iisus Hristos și când voi trimite Duhul, spune, El vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu, auzi? Și vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Dumnezeu pune la dispoziția noastră Duhul Sfânt. Și a fi în voia lui Dumnezeu înseamnă a fi plin de Duh. Și știi ce important este să fii călăuzit de Duhul lui Dumnezeu? Tot cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii lui Dumnezeu, spune Romani 8:14. Oamenii care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Ne uităm în Romani să vedeți cum se leagă lucrurile. Capitolul 8 și în versetul 6. Acolo cuvântul lui Dumnezeu, dar citim și 5. Romani 8:5 să vedeți. Uite cum sunt legate lucrurile. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului, ia zice ce? Umblă după lucrurile Duhului. Observați? Și versetul 6 spune așa. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte. Pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Ce frumos e să ai aici viață și pace. Ce frumos e să te poți bucura aici în prezența lui Dumnezeu și să te gândești că și te-ai plecat din lumea asta. Te-ai dus să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Pentru că e foarte important să înțelegem voia lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că, uitați-vă, Matei 7:21 spune așa. Nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerului meu, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în cer. Ei, oamenii înțelepți, înțeleg care e voia lui Dumnezeu și caută să o facă, nu? Și iarăși revin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Spuneți-mi, pe pământ unde? În viața noastră. Și noi trebuie să căutăm lucrul acesta. Și făcând așa, dăm dovadă de înțelepciune. Doresc din toată inima Dumnezeu să ne înțelepțească pe toți. Doresc din toată inima Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți când ați venit în dimineața asta. Să binecuvânteze biserica din Borșa. Mă rog pentru localitatea din Borșa. Localitatea Borșa. Mă rog pentru toți oamenii de aici. Și Dumnezeu Sfântul să vă umple de înțelepciune și pe voi și pe noi. Dumnezeu să ne dea acea înțelepciune care să ne facă să știm să umblăm după voia lui Dumnezeu. Închei aici. Doresc din toată inima ca să înțelegem cât de important este să fim oameni înțelepți. E drept și nu e drept. În primul rând, oamenii înțelepți ce fac? Înainte de a răscumpăra vremea, ați observat acolo, sunt atenți, preocupați de umblarea lor. În al doilea rând, caută să răscumpere vremea. Iar în al treilea rând, înțeleg voia lui Dumnezeu. Doamne, vrem să fim înțelepți. Amin.